Cea de-a doua conferință organizată la Spitalul Municipal de Urgență Roman anul acesta a fost convocată de conducerea unității sanitare pentru a se da explicații publice legate de nemulțumirile unor romașcani la adresa modului în care se desfășoară consultațiile la centrul de primiri urgențe. Prima măsură luată de conducerea spitalului a fost cea legată de obligativitatea purtării ecusoanelor de către toți salariații spitalului. La conferința de presă din data de 7 martie ați prezentat o sesizare postată de un domn pe site-ul primăriei și comentariile făcute la această sesizare. Am dorit să prezentăm și punctul nostru de vedere, tocmai de aceasta v-am invitat și am invitat-o și pe doamna doctor Tălmăcel Maria, medic coordonator Centru Primiri Urgențe. O să luăm punctual despre ce a fost din sesizarea făcută. Astfel, doctorii și asistentele sau oamenii de serviciu nu poartă ecuson în piept. Deci, întreg personalul Spitalului Municipal Roman a primit ecusoane și cartele de acces. Aceste cartele sunt personalizate cu numele. Personalul poartă ecusonul tocmai pentru că nu poți intra nici în centru primiri urgențe, nici pe secții, dacă nu ai cartela de acces. Triajul în centrul de primiri urgențe se face în conformitate cu protocolul național care încadrează urgențele medicale în funcție de 5 coduri. Triajul pacienților în centrul primiri urgențe se respectă un protocol național de triaj al pacienților din structura primiri urgențe. Sunt 5 nivele de urgențe codificate diferit. Nivelul 1 înseamnă resuscitare, este cod roșu, nivelul 2 critic, cod galben, nivelul 3 urgent, cod verde, nivelul 4 non-urgent, cod albastru și nivelul 5 consult, cod alb. O rog pe doamna doctor Tălmăcel să vă explice despre aceste coduri. Șefa Centrului de Primiri Urgențe, doctorul Maria Tălmăcel, ușor iritată de punerea pe tapet a unui asemenea subiect, a evidențiat supraaglomerarea secției de bolnavi care nu constituie urgențe medicale, cazuri care ar trebui văzute de medici de familie. Doar 20-30% dintre pacienții care se prezintă la CPU sunt cu adevărat urgențe medicale. Avem în medie în CPU Roman aproximativ 100 de prezentări. Acum că într-o zi 90, că în altă zi 130... Repet, media este de 100 de prezentări. Realitatea este că din cele 100 de prezentări, cam 20-30% sunt urgențe. Restul este vorba despre bolnavi cronici, care de obicei vin cu ambulanța și care ar putea foarte bine să-și rezolve problema la medicul de familie sau în ambulatorii cu bilete de trimitere de la medicul de familie. Noi putem foarte bine să înțelegem că fiecare are impresia că problema lui este cea mai importantă și că problema lui reprezintă o urgență, dar vă rog, lăsați-ne pe noi să codificăm lucrul acesta. Nu stăm la cafele, de multe ori nici nu luăm masă, nici nu mâncăm niciun sandwich în 12 ore, ci pur și simplu vedem în continuu pacienți. Vă rog să țineți cont de faptul că la Roman există mai mulți medici specialiști pe urgență decât are UCU Bacău. Da? Și nu putem fi dirijori de trafic, ci trebuie să consultăm pacienții, trebuie să le explicăm, trebuie să îi revedem după aceea când au rezultatele analizelor și a investigațiilor pe care noi le-am recomandat. Ca atare și la urgențe se așteaptă, funcție de gradul urgenței, da? Pe care noi, într-adevăr, fiind personal puțin, se face intermitent triajul, dar un medic și un asistent ies din când în când și verifică ce cazuri sunt pe hol și intră în ordinea priorităților. Directorul medical al spitalului, doctorul Oana Onu, a reliefat faptul că există, conform aceluiași protocol elaborat de Ministerul Sănătății și timp de așteptare, stabiliți tot în raport de culoarea codului. De exemplu, la urgențele care sunt codificate ca fiind cod albastru, timpul de așteptare este de 60 de minute. Și există posibilitatea ca unii pacienți să fi fost încadrați în acest cod de urgență, codul albastru, să aștepte, dau un exemplu, 40 de minute, să li se pară un interval de timp foarte îndelungat, dar, conform reglementărilor, în codul acesta, până la 60 de minute, este permis legal. După o dezbatere a subiectului de mai bine de jumătate de oră, cât a fost întors pe față și pe dos de jurnaliști și conducerea Spitalului de Urgență Roman, s-a convenit că, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Neamț, vor trebui luate măsuri concrete de descongestionare a Centrului de Primiri Urgențe prin înființarea în incinta unității sanitare sau în dispensarul policlinic a unui centru de permanență, în care medicii de familie să acorde consultații bolnavilor cronici. Conținutul conferinței de presă va fi transmis în întregime la postul de televiziune Roman 24, miercuri 16 martie de la orele 16.